Polițiștii dâmbovițeni le recomandă conducătorilor auto să nu pornească la drum fără să se informeze cu privire la condițiile de deplasare existente pe traseul pe care urmează să-l parcurgă și să-și echipeze autovehiculul cu anvelope de iarnă. Utilizarea acestora este obligatorie atunci când se circulă pe drumuri acoperite cu zăpadă, gheață sau polei. Să nu conducă sub influența băuturilor alcoolice și nici în cazul în care se simt obosiți. Totodată recomandăm să adapteze în permanență viteza de rulare la condițiile de drum, trafic și meteo. Așadar, chiar dacă vă aflați în localități sau în afara lor, iar carosabilul este umed, ori acoperit de polei, gheață, zăpadă sau mâzgă, trebuie să circulați cu o viteză care să permită oprirea în siguranță, având în vedere că distanța de frânare în astfel de condiții este mult mai mare. În cazul deplasărilor pe vreme de iarnă, asigurați-vă că aveți suficient combustibil și în rezervor pentru ca în cazul unor blocaje să nu suferiți din cauza frigului și totodată să puteți continua drumul după deblocare. Întrucât vântul puternic afectează întotdeauna buna desfășurare a circulației rutiere, recomandăm conducătorilor auto să sporească atenția pe toată durata deplasării, dar mai ales la ieșirile din tronsoanele împădurite și sate, la intrările și ieșirile de pe poduri sau la încrucișările cu autovehiculele cu gabarit mare. Totodată trebuie evitate oprirea sau staționarea în dreptul copacilor de pe marginea drumurilor pe care vântul puternic îi poate rupe. În cazul interzicerii sau restricționării temporare a circulației pe unele sectoare de drum, pentru facilitarea intervenției echipajelor de dezăpezire și a autosalvărilor, este necesar ca șoferii să respecte indicațiile agenților de circulație și ale lucrătorilor de la Compania Națională de Autostrăzi și Drumuri Naționale.